Cele patru adevăruri nobile ale lui Buddha. Învață suferința, originea, încetarea și calea ei. Asta este tot ceea ce predau, declara Buddha acum 2500 de ani. Cele patru nobile adevăruri conțin esența învățăturilor budismului. Aceste patru principii au fost înțelese de Buddha în timpul meditației sale sub arborele Bodhi. Primul adevăr nobil este suferința sau dukkha. Al doilea adevăr nobil este cauza sau originea suferinței sau samudaya. Al treilea adevăr nobil este încetarea suferinței sau nirodha. Iar al patrulea adevăr nobil este calea eliberării de suferință, numit și magga. Buddha este adesea comparat cu un medic. În primele adevăruri nobile, el a diagnosticat problema sau suferința și a identificat cauza acesteia. În al treilea adevăr nobil este realizarea că există un leac. Al patrulea adevăr nobil, în care Buddha a stabilit calea celor opt, este prescripția, medicamentația, tratamentul, calea de a obține eliberarea de suferință. Primul adevăr nobil, sau dukkha, spune că suferința vine sub multe forme. Trei tipuri evidente de suferință corespund primelor trei priveliști pe care Buddha le-a văzut în prima sa călătorie în afara palatului, și anume bătrânețea, boala și moartea. Dar potrivit lui Buddha, problema suferinței merge mult mai departe de atât. Viața nu este ideală. Frecvent nu reușește să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre. Ființele umane sunt supuse dorințelor și poftelor, dar chiar și atunci când suntem capabili să satisfacem aceste dorințe, satisfacția este doar temporară. Plăcerea nu durează sau, dacă o face, devine monotonă și lipsită de conținut. Chiar și atunci când nu suferim de cauze exterioare, precum boala sau doliul, suntem neîmpliniți, nemulțumiți. Tot timpul vrem ceva ce nu avem. Acesta este adevărul suferinței. Unii oameni care se confruntă cu această învățătură la început o pot găsi pesimistă. Budiștii însă nu o consideră nici optimistă, nici pesimistă, ci realistă. Din fericire, învățăturile lui Buddha nu se termină cu suferința. Mai degrabă, ele continuă să ne spună că putem face ceva în legătură cu aceasta. Coincidență sau nu, la mii de kilometri departare, cabaliștii aveau aceeași concluzie, că realitatea este condiționată de o dorință de a primi, care tot timpul ne face să ne dorim câte ceva. Și nu o să dezvolt ideea asta acum, căci vorbim despre budism, dar o găsești în clipurile mele trecute despre știința Kabbalah dacă te interesează. Al doilea adevăr nobil, sau samudaya, ne povestește despre originea suferinței. Se pare că problemele noastre, de zi cu zi, pot părea a avea cauze superficiale, ușor de identificat, precum setea, durerea din cauza unei vătămări, tristețea din cauza pierderii unei persoane dragi și tot așa mai departe. În cel de-al doilea din nobilele sale adevăruri, însă, Buddha a susținut că a descoperit adevărata cauza tuturor suferințelor și este mult mai adânc înrădăcinată decât grijile noastre imediate. Buddha a învățat că rădăcina tuturor suferințelor este dorința sau tana. Aceasta vine sub trei forme, pe care le-a descris ca fiind cele trei rădăcini ale răului sau cele trei otrăvuri. Și mai exact, ura, lăcomia și ignoranța sunt prezentate în cerc, întărindu-se una pe cealaltă și sunt reprezentate printr-o pasăre, un șarpe și un porc rotindu-se într-un cerc, fiecare ținând coada următorului în gură. Acestea sunt cele trei cauze finale ale suferinței. Lăcomia și dorința sunt reprezentate artistic de un cocoș, ignoranța sau amăgirea reprezentate de un porc, ura și sentimentele destructive reprezentate de un șarpe. Budiștii recunosc că pot exista și dorințe pozitive, cum ar fi dorința de iluminare și urări de bine pentru ceilalți sau altele altruiste. Buddha a învățat mai multe despre suferință în predica sa de foc, care sună cam așa: totul arde. Și ce este tot ce arde? Ochiul arde, formele ard, conștiința ochilor arde, contactul cu ochii arde. De asemenea, orice se simte plăcut sau dureros, sau nici dureros și nici plăcut, care atrage contactul vizual pentru starea sa indispensabilă, și asta arde.
Arde cu ce? Arde cu focul poftei, cu focul urii, cu focul amăgirii. Arde de naștere, de îmbătrânire și moarte, de întristări, de plângeri, de tristețe, de dureri, de disperări. Am încheiat citatul. Buddha a continuat să spună același lucru cu celelalte patru simțuri și cu mintea, arătând că atașamentul față de senzațiile și gândurile pozitive, negative și neutre este cauza suferinței. Al treilea adevăr nobil sau Nirodha se referă la încetarea suferinței. Buddha a învățat că modul de a stinge dorința care provoacă suferință este să te eliberezi de atașament. Buddha a fost un exemplu viu că acest lucru este posibil într-o viață umană. Un budist își propune să cunoască în mod clar condițiile de simț așa cum sunt, fără a deveni vrăjit, atras sau înșelat de ele. Nirvana înseamnă stingere. Atinge nirvana, a ajunge la iluminare, înseamnă stingerea celor trei focuri, tălăcomie, amăgire și ură. Cineva care ajunge la nirvana nu dispare imediat într-un tărâm ceresc undeva. Nirvana este mai bine înțeleasă ca o stare de spirit la care oamenii pot ajunge. Este o stare de bucurie spirituală profundă, fără emoții și fără frici. Cineva care a atins iluminarea este plin de compasiune pentru toate viețuitoarele, fără a face vreun efort. Odată cu estomparea pasiunii, el este eliberat. După moarte, o persoană iluminată este eliberată de ciclul renașterii. Dar budismul nu oferă răspunsuri certe cu privire la ceea ce se întâmplă în continuare. Dar nu-i problemă că oferă filozofia vedică și despre ea vom vorbi săptămâni întregi în viitorul apropiat. Așa că nu uita să dai subscribe mai jos sau follow ce ai tu acolo dacă vrei să afli mai multe. Buddha și-a descurajat adepții să pună prea multe întrebări despre nirvana. El a vrut ca aceștia să se concentreze asupra sarcinii eliberării din ciclul suferinței. A pune întrebări despre nirvana este ca și cum ai discuta cu medicul care încearcă să-ți salveze viața, zicea cineva. De fapt, adevărul e mult mai profund decât atât. Să atingi nirvana înseamnă să te detașezi de poftele tale. Sau cum spune Kabbala, ca să atingi lumele spirituale, trebuie să nu-ți dorești nimic pentru tine însuți. Iar dacă nu-ți dorești nimic pentru tine, atunci înseamnă să nu-ți dorești nici nirvana, nu? Adică și să vreau să nu primesc nimic, tot înseamnă că vreau ceva. De asta aș spune eu că Buddha descuraja interesul pentru nirvana. Al patrulea adevăr nobil, calea către încetarea suferinței sau maga, ne spune că avem un tratament pentru această suferință. Este prescripția lui Buddha pentru sfârșitul suferinței. Asta o putem face urmând un set de principii numit calea celor 8. Calea octuplă se mai numește și calea de mijloc, pentru că evită atât îngăduința cât și asceza severă, pe care Buddha nu le-a găsit de ajutor în căutarea iluminării. Despre calea celor 8 vom vorbi însă în clipul următor, că altfel nu mi-aș ține promisiunea pe care v-am făcut-o data trecută de a păstra clipul ăsta cât mai scurt. Important este să știm că acest adevăr ne spune că putem sfârși aici și acum, în această viață, acest ciclu al suferinței. Cam atât am avut de spus despre cele patru adevăruri nobile ale lui Buddha, dragii mei. Până data viitoare, eu vă urez numai bine!